Timp de 2 zile, holul Spitalului Municipal a găzduit o expoziție inedită. Cu ocazia Sfintelor Paști, persoanele cu nevoi speciale din cadrul Centrului de Sănătate Mentală au realizat diferite obiecte specifice acestei sărbători pentru a veni în întâmpinarea Învierii Domnului. 10 persoane cu nevoi speciale din cadrul Centrului de Sănătate Mentală au realizat o expoziție în holul Spitalului Aurel Tulbure din Făgăraș. De la ouă încondeiate și chiar bijuterii, acești făgărășeni au dorit să-și exprime și ei bucuria Sfintelor Paști. Activitatea pe care am desfășurat-o cu pacienții din cadrul Centrului de Sănătate Mentală Făgăraș este concretizată printr-o expoziție pe care am realizat-o cu ocazia sărbătorilor de Paști. Am încercat să diversificăm toată producția noastră, nu numai legată de aceste sărbători. Am făcut și ceva bijuterii, ceea ce este un lucru nou în activitatea noastră. Nu este pentru prima dată când organizează astfel de expoziție cu vânzare. Am realizat și alte expoziții. Chiar anul ăsta am realizat expoziții cu mărțișoare, tot aici în holul spitalului, realizate din materiale reforosibile și își dezvoltă și imaginația. Din tot felul de nimicuri am realizat acele mărțișoare. Ieri am vândut destul de bine și astăzi urmează să mai poposească lumea să vadă. Cu banii obținuți de pe urma vânzării obiectelor se vor cumpăra alte materiale pentru realizarea viitoarelor expoziții.